Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la o chestie pe care eu o numeam Snickerea la în trecut, veteranii pe canalul meu, pentru că asta se întâmpla cu vreo, nu știu, cred că acum, prin vara trecută, acum un an sau 7, nu mai știu, sunt, dau microfon mai aproape, se numea Snickerea la frate și o făceam cu Potolea, dar acum avem, nu știu, interval de timp diferite și am decis să o fac singur, mă rog, e ceva de dată spontan, nu am anunțat nimica. Pentru cei care nu știu, eu, adică noi în emisiunea aia făceam, mă rog, emisiune, în videoclipul ăla pur și simplu aveam un fel de 10 minute, era de 10 minute, asta nu știu cât o să fac, 10-15 minute, depinde de subiect. Vorbeam despre diferite lucruri și le abordam în două. Ei bine, o să încerc să le abordez singur, oricum o să fie numai părerea mea. Cine vrea să asculte cine, dar bă, nu este ceva foarte special, am făcut și eu aici un background, nu-i nimic, poate să mai fac modificări pe viitor. În schimb, cam asta a fost toată introducerea, nu uitați să lăsați un like și hai să trecem la episod dacă vreți. Bun, dacă vreți. Am făcut aici câteva chestii, eu mă văd pe mine. Am făcut câteva chestii aici unde eu mă uit și la mine, adică salut, ok, și am câteva subiecte, deci titlul o să-l pun după ce o să-mi dau seama despre ce am vorbit mai mult în episod și o să mă gândesc eu și o să pun în titlu. Bă, am aici câteva idei și o să încep cu prima. Bă, în primul rând voiam să abordez subiectul ce cred alții despre tine, mă rog, în perspectiva mea, deci ce cred alții despre mine. Bă, nu știu, de mai mult timp, mă rog, a început să dureze ceva, timp în care eu pur și simplu nu mai țin cont de părerea altora, adică mă rog, de-a lui mama, de asta mai țin cont, vă dați seama, e mama totuși, și nu știu, de la foarte buni prieteni sau așa, dar mă rog, ceva de genul, da, acolo mai țin cont. Acum, nu știu, a început să nu-mi pese de părerea altora, pentru că știți, înainte chiar eram foarte, a, bă, vede, dacă, bă, nu știu, cum mă vede ăla, na, să fiu frumos, fiu nu știu ce, bă, frate, acum e, contează să mă simt eu bine, asta contează, nu știu, și era chestia aia că, bă, vezi că, să vezi să te placă și ăla și altul, să fie și aia și așa, pa, frate, fac ce vreau, ce mama naibii, adică nu mă interesează ce cred alții despre mine și mă bucur foarte tare că am scăpat de chestia aia. Spre exemplu, bandana asta, da? Eu o numesc Rita. Am numit-o azi Rita, mă rog. Aseară ieșisem pe centru cu ea și mai erau unii, adică mai, când mai treceam, gen, nu știu, pe lângă mai erau grupuri de astea care făceau, îi făcea celălalt, bă, eu prin anii 60 purtam bandana, să uite pe băiatul ăla cum are bandana aia. Și eram gen, da, fraților, hrăniți-mă, hrăniți-mă, haide, hrăniți-mă, arătați-vă că vă pasă, Doamne, și atâta îmi place când cineva încearcă să te judece așa, sau încearcă să, nu știu, să te facă să te simți rău, dar tu îți dai seama că, de fapt, el se simte mai rău decât tine, adică tu nu te simți deloc. Adică așa e pentru mine, când altul îmi zice că, bă, uite, bă, Snickel mi-a ratat, sau, bă, vezi, nu știu ce, că nu îmi face nu știu ce bine și, o, da, mai spune, chiar, spune-mi, te rog, chiar, te rog, Doamne, Doamne. Deci îmi face ziua efectiv mai bună. Asta a fost subiectul cu ce cred eu despre părerea altora despre mine. O încurcătură totală, dar așa e, dacă vreau să port bandană, port bandană. Oricum o să mai vorbim și despre un pic de bandana asta, pentru că are, nu știu, o semnificație pentru mine. Mai era chestia asta că ce cred alții că faci YouTube sau cum fac eu? Bă, frate, sunt creatorul conținutului meu, prin urmare pot să decid și am tot dreptul să pun ce vreau eu pe canalul ăsta. Mă rog, am mai spus, ținând cont de termenii YouTube. Adică să nu fie sexul, sex, bă, porno, căcaturi de astea cu omoruri, ISIS, nu știu, chestii de genul. Și nu pun. Dacă, bă, dacă eu vreau să fac un video cum îmi împăturesc tricoul ăla pe care nu-l vedeți și fac un thumbnail că Justin Bieber îmi împăturește tricoul meu, îl fac. Cine vrea să uite, cine nu, pleacă. Pentru că puțin mă interesează, dar mai erau, mă rog, încă mai sunt majoritatea care, bă, ce thumbnail, că tu de thumbnail, da, frate, și ce? Fă și tu, fă și tu. YouTube, adică fiecare caută să-și atragă publicul. Eu nu caut să-mi atrag publicul, adică nu că nu caut, bineînțeles, oricine caut asta, oi, dintre YouTuberi. Dar eu, gen, mie nu mai îmi pasă atât de mult, pentru că v-am zis, acum sunt într-o nepăsare totală, cred că de când am început anul, nu, cam semestrul 2 sau ceva, gen, nu știu, o perioadă foarte în care sunt așa într-o nepăsare, într-o stare de nepăsare, pur și simplu, bă, frate, fac thumbnail-ul ăla, fac video-ul ăla pentru că vreau eu, dacă vrei tu, dacă nu, pa, frate, pentru că,
E chestia asta că vezi că ăla face timeline-ul și face numai vizuri, că el vrea vizuri. Și eu ceva în genul, bă, frate, așa-i, frate, așa-i, așa-i, dacă zici tu, așa-i. Bă, și nici că mi-a stat părul ăsta aici, frate, stai, te rog eu, uite, îl bag aici, nu, nu, bine. Bun, asta, am terminat și subiectul ăsta, cum mă văd alții am spus, cum nu-mi pasă, dar, mă rog, cu ce, hai, mi-am notat aici cu ce mă, nu, bă, e un principiu. Îmi place să fiu relaxat, bă, îmi place să fiu foarte relaxat, adică gen, cum, dacă eu simt că, nu știu, încerc, gen, am un timp, da, am un timp limitat, mă gândesc, bă, frate, trebuie să-l fac în așa fel, încât să nu fiu presat, trebuie să fiu relaxat. Și știți care e cea mai bună metodă, mă rog, după mine. Mă gândesc, bă, am trei proiecte, trebuie să fac, am antrenament, trebuie să plec, am școală după, am așa, am așa, am așa. Sunt presat de timp și zic, bă, și ce? Care-i bai, trec eu peste astea. Așa, bă. Dule, bă, că trec eu peste astea și ce? Mare chestie, mare chestie, care-i treaba, mare chestie. Cam așa trec eu peste mini problemele astea sau maro problemele, mari, maro, și problemele astea. Nu știu, adică fiecare încearcă să, nu știu, ocolească niște obstacole cum poate. Eu, gen, mă bușesc așa în ele, mă duc așa în ele, mă bușesc și mă împing acolo, mă împing, mă împing, mă împing. Vă mă gândesc, bă, frate, dar nu e mai ușor să, adică decât să ocolesc ceva așa. Mai bine pun pac așa un picior, un picior și l-am sărit și gata. Așa trec eu. Ok, bun. Mai am notat aici, și da, cu ce îmi place să fac. Bă, îmi place să, da, să fiu că la sincer să fiu, mi-ar plăcea, nu? Îmi place așa mai mult să sunt genul de relaxare, dar eu sunt, am două lucruri care, nu știu, nu știu, nici nu știu cum să le spun. Două mari stări ale mele, chill și nu-mi pasă. Deci, chill și nu-mi pasă, împreună fac cea mai bună combinație pentru mine. Spre exemplu, eu, nu știu, trebuie să mă asculte. La școală. Trebuie să învăț 5 materii. Păi, mare. O să învăț ce o să fac. Și mama acolo, învață-mă, 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 nu știu cum, nu știu ce. Da, mă, învăț. Învăț și ce trecem peste asta. Parcă de la peace, bro, și căcaturi, dar nu. Da, astea sunt stările mele. Și chill-ul ăsta e cea mai tare stare fucking ever pentru mine, nu știu. Dacă aș fi așa, bă, nu pot să râd, să nu glumesc sau să nu fac aia, fac aia, aia, că am avut o zi proastă, nu, frate. Dă un colo trecut, un de acolo, simte-te bine, bro. Asta e părerea mea. Și mai era, mi-am mai notat eu aici ce influență poate să aducă muzica. Bă, frate, muzica schimbă comportamentul, muzica schimbă starea, muzica te schimbă un pic. Genul de muzică, da? Deci nu muzica în sine, ci genul muzical pe care le asculti. Spre exemplu, tu, dacă o să asculti rock, și o să înțelegi și mesajul la rock, rockerii sunt un pic gen mai, nu știu cum să zic, mai nebuni pe ceea ce se întâmplă. Asta e mesajul pe care ți-l transmite cu un general, că nu stau bine. Și vezi pe aia care te ascultă rock, să așa un pic mai așa, fucking, așa se îmbracă altfel. Bine, nu neapărat, și îmbrăcămintea contează, adică don't give a shit, frate, ce contează cum te îmbraci? Ce contează? Deci care e problema altora cum te îmbraci tu? Mă rog, eu ascult, bă, cred că 90% ascult acolo mai mult rap, bă, și rapul ăsta, frate, schimbă stări. Deci fiecare decide, gen, cum să abordeze subiectul ăla. Bă, frate, dacă tu ai acolo, faci aia, frate, da? Deci, nu văd cum aș putea să, nu știu, să zic, pe mie îmi place, mie îmi place că ascult rap, pentru că, bă, uneori poate să schimbe efectiv starea sau ziua în care ești. Și gen, atunci când ai o stare mai proastă și asculti o melodie de aia, oh, da, frate, uite cum e viața, oh, da. Și, spre exemplu, bandana asta mi-am pus-o, nu știu, în mod general, nu știu, că eram gen la sală și îmi cădea părul în față și mi-am pus bandana asta. Bă, și după aia am analizat-o leacă. Bă, ce înseamnă bandana asta pentru mine? Mă schimbă o leacă, gen, ca comportament un pic, ca
look, un pic ca aia, un pic ca stil, na? Da, așa am decis eu. Și tocmai de, nu știu, îmi place acum să o port. Înseamnă, o cheamă Rita. Ok, o cheamă Rita și dacă eu am vrut să o chem Rita și am vrut să o port pe Rita, o să o port pe Rita. Pentru că, v-am mai zis, nu mă prea interesează de ce cred alții. Bun, în școală cred că o să am și acolo câteva mici probleme. Domn, probleme dacă vreți o dau jos, dacă nu o dau, asta e. Oricum, cam asta e marea snicăreală în ansamblu, e doar părerea mea, asta a fost primul episod după mult timp, gen sezonul 2, cum ar fi la Tânăr și Neliniștit, episodul 7856, sezonul 3, da, așa e acolo, și nu știu, fraților, adică cam asta au fost, toate primele 10 minute, cred că o să apară în fiecare zi la 4, în fiecare duminică. Duminică, în fiecare duminică la 4. Atunci să apară snicăreala. Și, bă, cam asta a fost. Suntem mai aproape de birou ca să închei filmarea. Ne vedem data viitoare. Nu uitați, adică fiecare se oprinde ce vreau din chestia asta. Eu am făcut asta doar pentru mine. Cine vrea să uite, cine nu, pa. Pleșcăriți-vă acasă și fiți chill. Pa, bro.